Am revenit la Esențial, domnilor și domnilor, cu o informație de ultimă oră care vine de la colegii mei de la secția politic. Evaluarea miniștrilor PSD este gata. Vicepreședintele PSD, Doina Pan, a declarat că raportul comisiei care a analizat activitatea miniștrilor social-democrați a fost definitivat și predat la partid, urmând ca prim-ministrul Viorica Dăncilă să-l analizeze și să ia deciziile finale în ceea ce privește eventualele remanieri. Robert Ghișa a adus această informație și are mai multe date. Bună ziua, Robert! Dacă știm cine s-ar putea afla pe această listă? Bun găsit! Încă nu dezvăluie socialdemocrații numele care sunt pe lista respectivă pentru propuneri de remanieri. În schimb, știm că să vorbim de două rapoarte pe care le face partidul. Vorbim prima dată de un raport privind implementarea programului de guvernare și de un alt raport care ține mai degrabă de comunicarea pe care a făcut-o fiecare ministru din cabinet. Este gata, spun surse din partid, raportul privind implementarea programului de guvernare și cum s-a descurcat fiecare ministru la acest capitol, urmând ca în zilele următoare să fie finalizat și raportul pe comunicare. Ambele vor fi transmise premierului Viorica Dăncilă după ce se va întoarce din deplasările externe. Rămâne de văzut exact și când vor stabili socialdemocrații ședința Comitetului Executiv Național, fie săptămâna viitoare la finalul săptămânii, fie cealaltă săptămână. Mai multe surse din partid spuneau că la finalul săptămânii viitoare, vineri și sâmbătă, ar urma să aibă loc acest Comitet Executiv Național, în care să fie analizate pe de o parte rapoartele de la partid și pe de altă parte propunerile sau analiza cu care va veni premierul Viorica Dăncilă. Se vorbea inițial de o remaniere largă a cabinetului. Este foarte posibil să nu fie o remaniere atât de largă, să fie schimbați doar câțiva miniștri. Totul depinde și de discuția cu partenerii din ALDE, pentru că din ce se vede în momentul respectiv, în momentul actual, cei din ALDE nu ar fi de acord cu nici o remaniere a vreunui ministru din partea partidului condus de Călin Popescu Tăriceanu. Chiar astăzi spunea Călin Popescu Tăriceanu că ei au făcut propria evaluare și că nici un ministru ALDE nu trebuie remaniat. Știm că de partea cealaltă socialdemocrații și-ar fi dorit schimbarea și a câtorva miniștri de la ALDE. Acum, cu siguranță, înainte de ședința Comitetului Executiv Național, unde se vor decide remanierile, va exista și o discuție în interiorul coaliției între Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu pe acest subiect. Dar există această posibilitate ca pe sub cuvântul lui Liviu Dragnea, nu știu, Viorica Dăncilă să solicite plecarea lui Tudorel Toader din guvern? Nimic nu este exclus, însă în aceste condiții este foarte posibil ca partenerii din ALDE să joace la rupere și chiar să amenințe cu ruperea coaliției în cazul în care va fi remaniat vreun ministru ALDE care să nu fie mai întâi cu aprobarea partidului condus de Călin Popescu Tăriceanu. Un aspect important de menționat, pentru că vorbeai de Tudorel Toader. Tudorel Toader este un ministru girat de Călin Popescu Tăriceanu, însă se află pe un portofoliu care de drept ar fi revenit socialdemocraților. Acolo ar putea fi miza unui scandal în interiorul coaliției, însă până în acest moment oficial, public, nu s-a pus problema remanierii lui Tudorel Toader, chiar dacă au fost mai mulți socialdemocrați care s-au arătat nemulțumiți de modul în care a gestionat problema ordonanței de urgență și chiar spunea o sursă din partid că sunt nemulțumiri serioase în legătură cu ministrul Justiției. Mulțumim foarte mult, Robert, pentru informațiile pe care ni le-ai adus alături de noi astăzi. Elena Cristian, redactor șef de CNews, jurnalist, analist economic. Bună ziua! Mulțumesc foarte mult pentru prezență și domnul Viorel Mocanu, avocat, mulțumesc pentru prezență. Doina Pan spune așa și vom vedea declarația acesteia pe ecran. A fost o analiză foarte amplă în sensul că pe baza rapoartelor pe care, îmi cer scuze, nu văd foarte bine până la ecran, le-au înaintat ministrii, am confruntat cu ce scrie în programul de guvernare, am comparat rapoartele cu datele din programul de guvernare, am comparat și cu ce trebuia să scoată Parlamentul cu legislația, pentru că pot fi situații în care o hotărâre de guvern să nu o pot scoate ca ministru pentru că nu a fost modificat ceva legislativ în Parlament. Bun.